dragi mei fani, după YouTube. Și eu vă spun verde în față. Știți unde mă aflu eu acum? În stațiune. Știți ce-am făcut? Stați să vă zic. O știți patata fraie? Gârcita. E cam de gârcita, unde dă dubere de dubic. Avea cu bani de pensie să se ducă în stațiune. I-am furat cu bani de pensie unde avea furica. Și-a plecat în stațiune în locul ei. Tu mă unde crezi? La băi! Eu frumosețe! Ia uite! Aici sunt pe balcon, vedeți? Orice face soare de dimineață, bă! Și îmi servește o cafeluță frumos în stațiune, păi ce pizda, mă ții! Mă săturați, îmi dăm de scârbaia degeta! Și ne arăm pula mea și mă regus! Ok, eu cafea orice fierbinte! Și uite! Acum, aici, în fața balconului, se vede frumos o priveliște superbă! Să mă arunc și în cameră. Uite aici, stau în cameră. Ia unde? Uite aici, e patul. Dar știți care-i treaba? E cam nasol că nu sunt singure. M-a băgat cu 70 de ani în cameră. Ce dracu îi face, nu știu. Mă înțelege cu nebunul ăsta. Un moșnean. Aici e camera. Au și televizor? Ia uite! V-am spus eu, mă, că m-am marțele mea deștept. Bă, nu, ce capă mai bine, mă? Păi, da? Ce dracu, mă? Am plecat să mă distrez. Am și masă și tot și băiță. Aici este baia. Aici e baia, aici mă cac. O să mă duc să mă plimb ce pizda, mă, zi. O să trebuie să caut o bere scoală să beau. Acum e dimineață, să știți. E 7:30 dimineață. S-a trezit moșul ăsta prea dimineață și am putut să văd un nou zăput. S-a făcut un orac. Mie că sunt cam sfori în noaptea. Și mă cam trezește din somn. O să vă arăt eu vouă. Vare mie, dragi. Să mă mai mă ce fiu, zama zi. Când ajung la casă, dragi mă, cred că mă omoară la aflare. Nu cu bâta în pată de mă rupe. Dragi mei fani, după YouTube. Și eu vă spun verde în față. Am găsit aici un izvor cu apă minerală. Gratis. Și atent, apă minerală gratis. Ho, ho, ho. O să merg acum să beau din ea. E gratis, luam jumbare. Ia să vedem. Cred că e bună și cred că are niște bulbuci doar pe pământul. Așa e stațiune cu apă minerală gratis. Că e dracu spurcații? Păi am București? Vine e dracu și o iau de aici, cred că gratis, și o vin de nou, dar mi iau toți banii cu apă minerală. E bună și apă minerală, nu doar vei de scoală. Hai să vrei de bune. Uite de aici, de jos eu. Vedeți? Ia să vrei cât de bune este, da? Ia dacă are bulbuci. Căci că e minerală, e minerală cu bulbuci, nu? Dar și e de aici, dacă are bulbuci. N-are niciun bulbuc. Măcar să fie bună. Zici că e ouă crucite. Apă minerală, zici că e ouă crucite. Așa el dracu să fiu, zici că a băut ouă crucite. Mi s-a făcut și scârbă. Apă crucită. Să nu mă auzi de ea. Dragi mei fani, după YouTube. Că eu vă spun verde în față. Și nu găsesc drumul să iau o bere scol. Are Timișoreane, are toate căcaturile de beri. Numai scol nu are. Nu se întreb, nu știu cum se întreb. Uite aici, centru de informare. Trebuie să mă duc la centru de informare să întreb, nu? Că dacă e centru de informare, trebuie să știe, să-mi spună. Unde găsesc o bere scol? Să mă informez. Să-mi spune și mie unde găsesc bere scol, să cumpăr. Dacă nu găsesc, de aici e centru de informare. Uite, aici o să mă duc să întreb. Mă duc să întreb. Ia să vedem. Știe să-mi zică ăștia de la centru de informare unde găsesc o bere rece scol în toată stațiunea asta.
Domn Piză, bă, ce stațiune, să-l găsești o bere, deci mă duc la centru de informare. Să ne poate vreo gagică frumoasă. Să mă ajute cu informația care am nevoie, nu? Că întorc celor informații care am nevoie. Da! Dragii mei fani, după YouTube, că eu vă spun verde în față. Uite că un izbor. Și că tot cu apă minerală, cred că e. Ia să vă pasă la cheie bună. Poate și asta e clocită, că îmi vine spui pe mine. Tu clocită și... Uite de aici, curge apa. Vedeți? Și se urmă aici. O fi bună? N-are niciun bulbuc. Niciun bulbuc n-are. Și că e mineral. Ia să vezi. Dracu, să vedem, zici că e căcat. Căcat, zici că e oameni buni. Ce trebuie cum asta? Păi zici că e o clocită, zici că e căcat. Du-o încolo de aici. Dragii mei fani, după YouTube, că eu vă spun verde în față. Am ajuns să vizitez? Că dacă sunt în stațiune, trebuie să vizitez, nu? Că le-ai venit în stațiune să vizitezi. Și ai venit să vizitez? Ci că unde făcea baie dacii și romanii, sau numai romanii, cred. Aici și să vă arăt eu acum vouă. Aici ci că făcea baie romanii, în apa asta. Păi cu drăg, cum ăștia răiște jegoși? Uite și un ce apă jegoasă. Cu drăg făcea baie în apa asta jegoasă, așa? Hai? În apa asta jegoasă se trebuia să faci baie? Tuuu! Era niște împuțiți de dracu de romani. Ia uite, poate că-s dracu pe aici și eu de unde am ajuns? E dacă vine data afară aici. I-a făcut bine că i-am luat biletele și l-am ciurdit și a venit eu. Păi ce făcea data afară dacă vizite aici și aia? Că de-a dragul pe-n grupile astea pe aici, până apa asta. În apa asta am puțit de jos, jegoasă. Și că romanii făcea baie aici. Vei dracu, că erai niște jegoși, nu se poate așa ceva. Uite, uite, nu-ți făcea apă jegoasă. Împuțită. Nu mă-și băgă în apa asta să mă omori. Păi apa la lui pe izlaz e mult mai curată. Ce dracu? Ia uite, unde am ajuns, fraților? Ulu, să nu fie dracu ceva, păi să vă sperii. Ie. Uuu, peșteră, bă. E bezdă. Unde ai ajuns, Marcele? Hai că-ți dă aștept. Ai vizitat o peșteră? Ai vizitat peșteră, vezi? Mamă, ce făcea tata Florica săracă, mâncaie și curei? Dacă vine aici și am peșterile astea, ia să viziteze ea. Bă, ăștia dormeam pe aici, mă, românii ăștia și cu dacii ăștia, bă. Cum trebuie că fi dormit ei pe aici? Bă, mi-nchipu eu că pune niște puturi pe jos, pe colea, și dorme. Păi, stâncile astea cred că le ținea de frig și de ploaie. Dar n-a pe asta să faci baie, bă? Dragii mei fani, după YouTube, că eu vă spun verde în față. Bine să vă arăt și vouă niște statuete cu zeiții și cu zei. Voi știați că iubesc arta? Eu iubesc arta, mă. Mie îmi place statuile, mie îmi place picturile și am venit să vizitez, uite, că totul sunt aici așa, și am venit să vizitez o statuie frumoasă, cu dovedeți în spate. Ia uite, era un zeu, vă voi da seama. Am venit să văd un zeu, mă. Ia uite. Așa, dracu, e un pula goală. Ia uite, bă, mâncă, vă, și gură, vă, e un pula goală. Ia uite, îi spuneți voi. Hai! Tu! Ce rușine! Dacă era Dana Florica. Ce bine am făcut că am luat biletul și am venit eu în locul ei. Nu vă dați seama, vedea pe ăsta, e un pula goală. Și înseamnă că și asta e tot în păsărișul goale. Ia uite, asta n-are mâini. Asta e ciungă, e ruptă gata statuia. Ce trebuie pe stat, a pus statuie ruptă gata? Nu se poate așa ceva. Asta e râs de stațiune. Doamne, ferește. Asta e frumușică. Ia uite. Asta e frumușică statuia asta. Eu v-am spus că iubesc arta și îmi place statuile.
Uite ce țâțe frumoase are. Era frumoasă zeița, să știți. E spiritul ăsta în pula goală. Rușine, nu mai vreau să-l văd pe ăsta. Ia uite, mă. Ia uite, dracu. Uitați-vă și vă ce a făcut. Ia uite. Lua asta. Ia de să da păsărică. Cineva în bătăi de joc. Da. Ia uite. E vine dădica floare și vă dea pastra păsărica goală. E mai și pictatul ăștia, uite-te. Ia uitați-vă. E pictatul cu cărioca păsărică. Îi spuneți voi. Da. Dragi mei fani, după YouTube, că eu vă spun verde în față. Sunt aproape că dacă să repet în sus de sare. Șarpe. Ulu. Ați văzut că de-a mai șarpele? Ia să vă muce și șarpele la dracu. Dacă să era șarpele la coaie, băi. Că e mici așa face, sare la coaie. Nu-l să fără coaie, dracu. Nu-l să fac copii. O grotă. Poate iese dracu vreun gust din grota aia. Asta ar mai lipsi acu, să iasă și ursul. Uite aici e grota. Am ajuns la grotă să vizitez și grota. Grota ursului. Dacă ce grota ursului, înseamnă că fi urs, nu? Tu, dracu. Poate iese dracu ursul, dar bă, mai alergă și ăla pe aici, asta mai ar mai lipsi. Că în stațiune asta găsesc mai trăzdăi. Șerpi, urși, grote de urși. Statui cu pulile goale, femei statuite cu păsărâcile goale. Ce dracu stă în stațiunea asta, bă? Ca jungla, stațiunea junglei. Ia uite. Am văzut un râu frumos cum curge apa. Ia uite. Ia să vedem, voi îl vedeți? Nu știu dacă voi îl vedeți. Curge frumos de tot. Acolo ar trebui să mă duc eu să o bere rece scol, să o pur acolo. Ia să iese berea. Ce bere rece bună are și... Dragi mei fani, după YouTube, că eu vă spun verde în față. Mușul băgădici. Și pe dracu, că nu mai babe. Dragi mei fani, după YouTube, că eu vă spun verde în față. E un somn de crăp. Toată ziua umblat de nebun. Am vizitat fel de fel de alea. Atunci și voi că m-am arătat și mă. Și acum am făcut o băiță ca lumea. Și m-am pus la hărățel. Și vreau să trag un pui de somn zdravăn. Ia uite, bani a rămâns și bani a rămas văzut. Ați văzut, mă, cum sufăruie moșul. Sufăruie moșul de face spumea în gură. Și nu pot să dorm la el. Nu pot să dorm. Ia uite, am ieșit pe hol. Am ieșit pe hol la hotel, că nu pot să dorm la el. Ce mă fac eu? Cum dorm eu? Nu mâncava și pe răbă asta. Nu pot să închiz ochi. Sufăruie dorm pe punctul băgajul la gât. Ce uite, mă. Ce mi-e fi trebuie bine să merg în stațiune. Să vizitezi o statuie și toate căcaturile. Să nu pot să dorm noapte. La mine acasă dormeam de pe pământul. Sfure, de ce sfure? Ați văzut cum sfure? Nu mai întâi capul ești de zile mele. Asta e blestim în data floarea, cred că. Ia-o furat de legere. Să știi tu. Blestim e cred. Nu pot să închezi un ochi. Dragi mei fani, după YouTube, că eu vă spun verde în față. Știți unde mă duc? La cascadă. V-am spus eu că o să vizitez cascada. Ii dacă s-o cea dată furica pe aici, pumburinile astea. Ișe dracu, șerpe, pe ceva. Dom'le, ce bine am făcut când am lăsat-o pe data floare să o ducă ea. Mi-a mergea săraca așa să viziteze și cascada.
Și ieșea dracu, ce ieșea, uite burieni pe aici. E plin de burieni. Ia uite. Vedeți? Păi nu sunteți voi farii, băi, bă. Nu vă iubesc că pe voi. Trebuie să vă arăt tot. Unde mă duc, vă arăt și pe eu. Că așa e frumos. Obraz, am obraz, eu sunt eu cu obraz. Păi nu, unde e Marcel, bă? Ia uite frumuseții. Păi ce gar frumos. Vă place? Iu, să uite. Cred că acum ajung la ea. Să vă văd ce am făcut. Știți ce am făcut? Am căutat de am făcut spume la gură. O bere scol și eu. Din toată stațiunea asta să găsesc o bere scol. Și n-am găsit. Și m-am dus la punctul de informare. Centrul de informare acolo unde m-ar telefon. Zic, era o domnișoară drăguță. Domnișoară dragă. Dacă sunteți aici la punctul de informare, centrul de informare, vreau să-mi dați o informație. Foarte, foarte necesară. Ce s-a auzit? Ce dracu, am zis că cine știe ce dracu aici aici. E frumos. Zic să-mi dați o informație foarte, foarte necesară. Da, domnule, cum vorbiți? Marcel, trandafir Marcel. Și zice... Ce doriți? Vreau să găsesc și eu, să știu și eu de-o găsesc o bere scol. Domnule dragă, zice ea, puteți să luați Silva, că tot cu S începe. Cum dracu, bă? Dar are aceeași gust. Domnule dragă, scol e scol și Silva tot cu S începe. Puteți să luați Silva atunci. Și vrei, nu vrei, m-a luat după aia și a luat tot Silva. Ia uite, o bere Silva. Acum, să vedem cât o bună o fi. Eu le-am învățat cu aia scol și voi, bine, că mi-aia place. Acum mă duc spre cascadă. Și știți ce o să fac? O să bag berea drept în cascadă. Să fac rece ca gheață, că așa e bună. Ce piesa, mă, ți-i m-a distrez, bă? Ia uite, e frumos, vă arăt și vouă. Și vă arăt. Și o să beau berea asta, Silva, că e tot cu S. Tot cu S e. Scol e cu S și Silva e cu S. Sună lui dracu pe aici și așa cadă. Și uite mai cascada. Fiți atenți. O vedeți? Ia uite. E o frumosețe, l-am ce zis. Păi e plăceata din Florichii. Să-i vine și la cascada aici. Hai că mergi jos în coace. Și să vă arăt ca lumea să vedeți. Nu știu dacă mai mă auziți pe mine. Că cascada asta sau de tare? Ia uite! Vă place, mă? Păi cum să nu vă arăt eu vouă, mă? Nu sunteți voi farii mei? Nu-ți eu la voi? Și o să beau berea asta în cinstea voastră. Ia uite! E frumosețe de cascadă, mă! A vizitat, mă, Marcel, cascada? A vizitat-o! Poate să simți scolul, poate ca de dragul de acolo are bui la cap. Bă, că vine avalanșa de ploaie, de apă pe el. Frumos. Hai că o fac rece, gheață. Nu știu dacă am auzit. Ia uite, am băgat o la rezervă. Hai noroc, să fii sănătoși și când o fi mai rău, așa să ne fie. Vă iubește, Marcel, vă iubește. Hai noroc. E cam amare. Tot scolul era mai bună, mă. M-am luat după aia de la centrul de informare, dar am luat de asta, Silva, că e tot cu S. Că e scol și asta e Silva, tot cu S, cică. Uite frumoasă cascadă. Îi plăcea, cred că, Dani Florichie să vadă și cascada și ea. Hai noroc! Ia măruie! Dar merge, ce piesa, mă! Ia uite!
dragi mei fani, după YouTube. Și eu vă spun verde în față. M-am pus la obra la un nuc aici. M-aș pune acolo sub nuc pe erbă verde să trăna cu un pui de sob. Că azi noapte m-am bolovit boșul ăla, cu tu-l o gură trăpăt. Că sforia te făcea spume la gură. Ați văzut și vei cu sforia, că v-am arătat. Dar știi ce mi-e fric? Să-mi dă dracu vlălegioane iar pe bine. Că ați văzut șarpilii? Erați pe bușă de coaie. Dacă trăia la coaile mele șarpilii, vă duceți minte? Că v-am arătat. Uitați-vă și voi ce frumos e. O frumosețe. Aer curat, proaspăt de țară. Ei, nu? Ia uite. Ce bine e gândit. Așa-ți facem voi, să rugiți. Nu văd e rușine. Ia uite, stric o copaie de mațe pentru rugheală. E bună Silva, bă. E bună Silva. E tot cu S. Tot cu S. Scola e cu S. Silva e cu S. Totul la e. Mă distrez și eu cu voi. Băi, da, nu știți voi farii mei. Auzi. Frumusețe, mă. Așa, Marcele, distrează-te. Ce pchis da băsi. Să stau mereu numai cu gândul la rebus și dau să mănânce. Și de bunea deget. Și norocul să fie că m-am bolivit. Ete, bine am făcut că am furat biletele lui Dada Floarea și am plecat în locul ei. Ați văzut și voi. Până acum, dacă fac o recapitulare, era să mă muște un șarpe de coaie, am văzut o statuie ciungă, o statuietă în pola goală, totul în gură să mi-am văzut că am văzut statuia că era în pola goală, rușine, rușine, cum să pui tu statuieta în pola goală, în mijlocul orașului, în mijlocul stațiunii. Fii frumos așa ceva, toată lumea crede ce femei bătrâne, să vădă statuieta în pola goală. Oleu, oleu, rușine, rușine, nu stă frumos. Să nu mai mă gândesc. Cascada a fost cea mai frumoasă. Și berea Silva. Unde mai fost la grotă? Că mi-a frică să-l iasă drag bursul de grotă. Și în partea aia cum de să spălați jegoșii aia de romane, ați văzut? În apa aia jegoasă, te te spui în apa aia jegoasă. Cum drag să-i spui în apă jegoasă? Că v-am arătat acolo să spăla romanii, la băile romane. Ai noroc să trăiți, fanii mei? Și când ne-o fi mai rău, ca acum să ne fie! Dragii mei fani, după YouTube, că eu vă spun verde în față! Ce petrecere mare aici! La băi! Dar nu știu să câte și eu, mă iau un sistem nimic! Nu mai dă ce-o bani câte! Eu să... Bucur, bucurel! Bă, fă un sistem și tu! Nu știu să bage nimic de sporin, să luăm de ceva. Ce dracu chef e ăsta, mă? Chef de babiș, de boși, ce să mai... Bucur, bucurel. Cine dracu fi la Bucur? Bucur, bucurel. Să zic că dracu ce mai de Marcel. Dragi mei fani, după YouTube, că eu vă spun verde în față.